Îl știu de 26 de ani. Astăzi, dacă ar fi să trag o linie și să mă refer la autor, la autorul de cărți, de studii, a spune că este greu de categorisit, greu de încadrat în niște tipare, tiparele unui domeniu, al unor genuri culturale. Ceea ce îl definește în această ipostază, sau în multiplele sale ipostaze de prozator, poet câteodată, dramaturg, eseist, critic literar, istoric, hermeneut al ideii europene, este plăcerea de a scrie. El este scriitor. E un scriitor foarte talentat. Scrie proză și ultimul lui roman a fost atât de incitant pentru mine, mă refer la Imberia, încât nu m-am putut abține și am scris despre cartea lui, pentru că pune într-un alt fel decât suntem obișnuiți problema donjuanismului și problema psihologiei masculine, apropo de relația cu femeia, la el, la Ovidiu Pecican, pentru că despre Ovidiu Pecican vorbim, despre Peco al nostru, apărând o proză care respiră nostalgia relației afectuoase și tandre aproape a monogamiei. El este un personaj mai complex între cei care după revoluție, să zic așa, s-au afirmat foarte repede în spațiul public. Ne-am cunoscut la începutul anilor 90, chiar colaborând la revista Tribuna, unde și eu eram atunci făceam secretariatul de redacție. L-am și remarcat ca unul dintre cei mai buni publiciști care atunci se studiau să confirme în reviste de cultură și a și făcut-o cu performanță, să spunem așa, și la Tribuna, pe urmă la Apostrof, și pe urmă s-a extins destul de repede în jurnalismul civic, în articole de opinie. Astăzi e prezență notabilă în cele mai importante cotidiene. Doctor în istorie, profesor la Facultatea de Studii Europene al Universității Babeș-Bolyai, Ovidiu Pecican este un citadin convins. Născut la Arad, Ovidiu Pecican, sau Peco pentru prieteni, a fost adoptat de Urbea de Tesomeș din vremea studenției. A rămas la Cluj pentru că îl consideră centrul cultural al Ardealului, un oraș potrivit pentru studiu, pentru scris, pentru meditație. Fiind convins că orașul ales îl va inspira și de această dată, Ovidiu Pecican a stabilit un cadru peripatetic pentru evocarea trecutului. Prima stație este, desigur, copilăria. Dintre cei patru frați, el a fost cel mai mic, Prâslea din poveste. Totuși, pomenirea acelor ani nu aduce la suprafață doar nostalgii, ci și istorisirea unor evenimente sumbre din viața familiei. Îmi amintesc când tata era la pușcărie, într-un cartier mărginaș al Aradului, și mama paralizase pe bază nervoasă și m-a urcat un vecin, după ce a urcat-o pe mama în brațe în ataș, m-a urcat și pe mine cu ea acolo și am mers la penitenciar. A fost o experiență, recunosc, traumatizantă, dar care acum s-a aureolat și datorită faptului că tata, în complicitate cu un milițian bun, exista așa ceva, îi trimitea mamei așa zise batiste murdare, pe care de fapt cususe scrisori de dragoste. Le mai am și acum și mă gândesc că le-aș putea dona unui muzeu al universului concentrațional. În clasa a doua am început să scriu primul meu roman. După pagină jumate m-am oprit. Eram sub influența filmelor western, cu Giuliano Gemma, cu Clint Eastwood. Însă cred că toate acestea au lăsat urme în biografia mea și ceea ce părea o întâmplare a devenit un soi de
nu știu cum să-i spun, n-aș folosi cuvinte mari. A devenit ceea ce, iată, că sunt. Familia noastră trăia totuși o dramă a inadaptării. Tata luptase pe frontul de est, strâns cu ușa, n-a vrut să cedeze, n-a vrut să devină informator. Și atunci el cu mama, cu cei trei copii mai mari și cu mine, al patrulea, care întruneam, mă rog, numărul perfect al familiei, 2 plus 4, am trăit într-o magherniță în care nu lipseau însă cărțile. Pentru mine cărțile cred că au fost salvarea. Eu sunt un om al periferiilor, sunt un citadin, n-am avut niciodată nostalgia satului, dar într-un fel zona în care eu m-am format era o prelungire a satului, un sat metamorfozat. Dar ceea ce era magnific într-adevăr în familia noastră, ca și în familia lui Shalom Alehem, acum toată lumea va crede că port o asemenea acoperitoare de cap din pricini ezoterice. Nu, o port pentru că mi se pare că un artist ar trebui să-și individualizeze un pic prezența în lume. Și atunci e modul meu de a poza într-un dandy răsuflat de provincie, probabil. Aducerile aminte continuă cu alte întâmplări, cu evocarea altor personaje din trecut. În aceste istorisiri apar și frații mai mari ai mezinului. Toți copiii familiei Pecican aveau închinări artistice, iubeau frumosul, ne spune scriitorul. Printre amintirile senine își face totuși loc și una mai puțin plăcută. Se leagă de figura învățătoarei din clasele primare, care îl obliga pe copilul stângaci să scrie cu mâna dreaptă. N-a reușit însă să-l dezvețe și astăzi Peco ține plaivazul cu mâna stângă. Râdeam în neștire, râdeam extraordinar de mult, făceam haz de necaz, era o nebunie întreagă. Toți frații mei erau artiști. Fratele meu cel mai mare, Costi, a ajuns lider de formație de muzică ușoară. O ducea cel mai bine dintre noi în vremea lui Ceaușescu. Iarna cântam Poiana Brașov, vara pe litoral, mai ales la Mamaia. Sora mea mai mare, Pușa, era balerină încă de la 17 ani. N-a făcut carieră în sensul ăsta, dar am avut șansa ca mic copil să merg cu mama tremurând de emoție și să urmăresc pe scena Teatrului de Stat din Arad. În clasa 5-a am întâlnit unul dintre cei mai fascinanți oameni ai vieții mele, pe regretatul profesor de istorie Ică Lazăr, un om care bea nesfârșit, dar care avea o eleganță franțuzească, un om mic, delicat și care ne preda lecțiile într-o manieră de parcă ar fi citit proclamații revoluționare, înflăcărându-ne pe toți. Datorită lui am ajuns să citesc masiv și cred că am ajuns istoric până la urmă datorită lui, fiindcă Spartacusul pe care el îl preda era infinit mai interesant decât cel al lui Raffaello Giovagnoli. Esențial mi se pare, și asta cred că aș reține, că fiind un copil de oraș, am crescut pe străzi ca și aceasta, cu canale, cu crăpături. Odată era să cad într-un canal pe la 6 ani, abia m-am redresat. Strada noastră era pietruită cu fascinante pietre galbene încă din vremea Imperiului, dar care erau foarte alunecoase, mai ales pe vreme de ploaie. În orice caz, mă simt un produs al bitumului, într-un anume sens. Am nostalgia parcurilor, spațiilor florale, care se găsesc tot mai greu și la Cluj astăzi, și peste tot în România, din nefericire, deși suntem frați cu Codru, noi românii, cel puțin în tradiție, dar în același timp cred că am respirat motorină, am respirat tot ceea ce îți oferă o ambianță citadină. Sunt un citadin. Istoricul consideră că memoria personală seamănă adesea cu un palimpsest, care se rescrie permanent pentru a face loc și altor evenimente și altor întâmplări, pe lângă cele înregistrate până în acel moment. Un exemplu plin de umor despre rescrierea istoriei personale este fotografia părinților, pe care o păstrează la loc de cinste. Tata și mama într-una dintre pozele mele favorite. Îmi place de ei că sunt într-o fază de acalmie pe balconul casei noastre, apartamentului de la ultimul etaj al unui bloc din Arad, și pentru că tot vorbeam despre aerul mucalit din familia noastră, vreau să spun că au găsit și de asta dată o manieră interesantă de a-și așeza, de a-și încadra poza, folosind un material foarte simpatic, propagandistic, dintr-o campanie electorală, în care distinsul domnul Ion Iliescu apare pe fundal cu o biserică, cine s-ar fi gândit. Ovidiu Pecican iubește Clujul, are prieteni și cunoscuți peste tot. Figura lui de bonom inspiră încredere, până și necunoscuții opresc să schimbe câteva cuvinte cu el. Iar pentru Peco, fiecare întâlnire este o experiență care trebuie trăită. E o revistă aici la mine. Acolo e și arhiva și biblioteca. Nu. Am crezut că aici e arhiva.
acolo. E vorba de această reviță care este foarte interesantă. Așa. Poftiți. A, bun. Dar noi doi nu figurăm aici. Nu, deocamdată. Deocamdată nu. Mi se pare foarte nedrept. Noi suntem printre cei mai bogați oameni ai țării, nu? Adevărat, dar nu, banii unde aveți la voastră? Banii? Da. Nu, n-am bani. Dar am zis bogați, n-am zis că am bani. Păi cine vă ia libertatea dumneavoastră? N-are dreptul nimeni. Așa e? Ei, iată că aici este libertatea cuvântului, deocamdată încă mai merge. Trâncănim degeaba însă. Istoricul Ovidiu Pecican crede că disciplina lui preferată ne poate ajuta și la înțelegerea mai bună a prezentului. Recursul la istorie ne poate oferi o posibilă cheie de interpretare a situației actuale. Totul poate fi explicat prin analogie cu faptele trecutului nostru. Însă, de cele mai multe ori, spune el, istoria păcătuiește prin lipsă de flexibilitate. Ea poate funcționa ca motor explicativ al unei cauze, însă nu propune soluții. Povestea e că n-am vrut nicio clipă să fiu altceva decât un prozator. Dacă e posibil, cel mai bun prozator. Deocamdată lucrurile nu sunt tranșate, dar a fi istoric înseamnă să scrii tot proză. Sunt mai multe tipuri de proză realistă sau nerealistă, ficțională, neficțională. Și la drept vorbind, nu știi niciodată în istorie câtă e partea de iluzie și de ficțiune și de reconstituire himerică și câtă este cea întemeiată pe mărturii. Mărturile spun niște lucruri, dar dacă nu le interpretezi, nu ajungi mai în profunzimea realităților de odinioară. Iar dacă le interpretezi, asumi și riscul de a le interpreta într-o manieră subiectivă și poate abuzivă din când în când. De asta sunt utili istoricii fiecărei noi generații, corectează erorile trecutului. Dar în felul acesta am socotit că atunci când intervalul absenței inspirației survine în viața unui prozator, el are nevoie de altceva, de un substitut. Am fost puțin dezamăgit pentru că voiam inițial să devin arheolog, dar după ce am săpat cu ochii în soare toată ziua și n-am găsit aproape nimic decât vreo două cioburi, dezamăgirea mea s-a tradus printr-o altă opțiune. Am devenit un șoricel de bibliotecă și caut enigmele probabil în maniera lui Dan Brown, dar sper cu un pic mai multă seriozitate, nu și cu mai puțină creativitate. Creativitatea istoricului nu ar trebui subestimată. Ea se regăsește atunci când e reală, pe toate palierele scrisului istoric. La nivel formal, cum sună fraza, cum sună cuvintele, lexicul, cum curge narațiunea, dar și la nivelul substanței. Ce subiect îți alegi? Cum îl croiești? Cum pui într-un scenariu din acesta de tip narativ ceea ce s-a întâmplat odinioară? Practic, e o ambiție absolut dementă, într-un anume sens. Încerci să reînvii oameni care au dispărut de mult, despre care uneori nici nu mai știi mare lucru. E un istoric redutabil. De ce spun asta? Pentru că cercetările lui și cărțile și articolele pe care le-a scris, articolele de istorie, se întind de la evul mediu românesc până la contemporaneitate. Se ocupă, să zicem, de probleme religioase în evul mediu sau de relații români-maghiari în evul mediu, dar se ocupă la fel de competent, cu o bibliografie la fel de severă, cu note în baza paginii la fel de severe și totul la fel de bine argumentat, și când scrie despre HD-ul de pildă și când scrie despre problemele integrării României în Europa. A scrie istorie, pornind de la documente, pornind de la o viziune, mi se pare un asemenea substitut valid. Drept care iubesc istoria ca un romancier și mulți mă și confundă cu un romancier atunci când scriu istorie. Lor li se pare că proza e prea fluentă, că subsolurile nu sunt suficient de tixite cu note, că mai lipsesc niște lucruri, că aici ei ar fi spus altfel. E foarte bine. E bine așa. Cred că atitudinea mea este influențată și de ceea ce făcea un personaj faimos al lui Umberto Eco, încercând o detectivistică la una din mănăstirile medievale de mare substanță și de mare vechime. Încerc și eu să mă comport ca un Sherlock Holmes al trecutului și satisfacțiile sunt enorme.
Ovidiu Pecican este un om al controverselor. El nu se încadrează în tiparul clasic de cercetător răbdător al trecutului, de personaj care își întoarce pe toate fețele argumentele, le modelează, merge în căutarea unor detalii în arhive, în biblioteci și are la sfârșit credința că ceea ce a elaborat reprezintă ceva durabil, ceva care va străbate secole și conține adevărul absolut. Cred că asta ține de identitatea mea masculină, ca și a multor altor colegi. Turnirele ne plac, în general. De ce să nu polemizăm, la urmă urmei? De ce să nu ne confruntăm ideile, nu orgoliile și... eventual ne putem confrunta și la nivelul caracterelor, dar niciodată al vanităților. Cred că asta este important și cred că o disciplină științifică sau care se vrea științifică poate câștiga, de fapt, dacă oamenii încrucișează spadele respectându-se reciproc și înclinând panașul unul în fața altuia cu eleganță, fără a trimite într-o manieră trivială la măciucă și fără a apela la, genealogia adversarului, fără a face trimiteri deplasate. Mi se pare că și locul în care stăm noi, care este un loc frecventat de turiști, e plin de, iată, de turiști și astăzi aici, e plin de mașini, este un loc al istoriei trăite, este un loc care nu are nimic din muncegaiul unor depozite muzeistice, ci dimpotrivă. Acolo avem o școală, aici sunt mașinile. Aici e bunul meu prieten, distinsul domn, care mi-a adus, iată, o revistă despre... Cadou. Sunt onorat, mulțumesc. Cadou. În orice caz, este în limba germană, în engleză, așa? Engleză, da. În același timp vreau să vă arăt încă ceva. Ce este aici? Ce aveți acolo? Un cuza vodă, nu? Nu. Dar o monedă. Uitați-vă bine. Anu. Păi anul nu-l văd, că ochelarii ăștia nu mă ajută. Se vede. Ziceți-mi dumneavoastră. Da. Încă una. Așa? Încă una. Da. Este așa? Din perioada interbelică. Cred. Așa, da. Ăsta, cine-i? Regele Mihai. Regele Mihai, cum strigau în 91 când s-a întors, nu? Și l-au alungat de pe aeroport. Dar spuneți-mi cine-i ăsta. Eu așa zic că este Alexandru Ioan Cuza. Perfect. Doamne ajută. Îi face mare plăcere să se plimbe prin oraș, prin colțurile încă vii ale Clujului vechi. Zilnic sau aproape zilnic, drumurile lui trec pe la Arizona, cel mai înetate loc de întâlnire al boemei locale și singurul care a supraviețuit schimbărilor după 1989. Aici, pe lângă o cafeluță, pot să afli în câteva clipe noutățile ultimelor 24 de ore. Un alt refugiu din cotidian sunt anticariatele. Ovidiu Pecican este un client fidel al acestora. Aici, între zecile de mii de volume, timpul parcă s-a oprit în loc, iar praful fin care acoperă titlurile ascunde adesea adevărate comori. În general, caut cărți utile, nu sunt un bibliofil. N-am banii pentru a fi un bibliofil și interesul meu se îndreaptă spre lectură, în primul rând, nu spre cartea ca obiect artistic, estetic, deși prețuiesc cărțile care arată bine. Iată o ediție superbă, de pildă, din poemele lui Matei Caragiale. A apărut în anii 80, încă mai era posibil așa ceva, dar era o raritate. Romulus Vulpescu era atunci unul dintre cei care produceau asemenea ediții și eu sunt încântat de fiecare dată când găsesc, de pildă, traducerile lui, mai ales din Gargantua și Pantagruel. Dar ceea ce mi s-a întâmplat chiar în acest anticariat, acum 2 ani, a fost să găsesc un număr disparat din revista istorică a lui Nicolae Iorga, de prin anii 30, unde am găsit transcrisă de către Moses Gaster, după un exemplar incomplet, dintr-o cronică pe care el o văzuse la 1890 ceva, la Sârcu, un cercetător de la Sankt Petersburg care îl vizitase la Londra, pe scurt, un text pe care eu nu-l știam și care, în urma supunerii lui atente la niște studii comparatiste și textologice, s-a vădit a fi un exemplar, repet, incomplet, al analelor țării românești din secolul al XVI-lea, anale care păreau pierdute. Atunci am scris un asemenea studiu, dar a fost o încântare. Ovidiu Pecican este reprezentantul tipic al ardeleanului erudit.
Pentru el, universitatea înseamnă un spațiu puternic spiritualizat, locul de întâlnire dintre magiștri și discipoli. Ca dascăl al uneia dintre cele mai renumite universități din România, este mândru de moștenirea spirituală a acestei instituții de învățământ, care se transmite din generație în generație. Când am ales acest oraș, eu nefiind clujan, am venit practic odată cu etapa studiilor universitare în orașul de pe Someș, mi-am spus că e orașul cel mai potrivit pentru a face cultură. De ce? Pe de-o parte are o universitate de mare tradiție, iar această tradiție este una a părinților iezuiți, așadar o tradiție prin excelență occidentală, spre deosebire de Universitatea Ieșană, care a fost, dacă vreți, inventată de Vasile Lupu cu ajutorul profesorilor de la Kiev, ruși, ucrainieni, și spre deosebire de Universitatea Bucureșteană, care, dacă o scotocim bine, în vremea lui Matei Basarab, însemna niște magiștri excelenți de altfel, dar veniți de la Constantinopol și din lumea greacă. Avem trei tradiții universitare diferite. Noi votăm cu iezuiți aici, votăm cu o intelectualitate densă, care poate fi sau nu de extracție catolică, dar care este în orice caz o expresie a intelectualității occidentale. Să faci cultură aici, în universitate sau în afara ei, în spațiul culturii alternative, orice ar însemna ea, televiziune, deci media, noile media, internet, reviste de avangardă, neo-avangardă și așa mai departe, nu poate fi decât onorant și în conformitate cu o anume tradiție, cu un standard care preexistă aici la Cluj. Și-a dorit dintotdeauna să fie romancier, dar se manifestă cu ușurință în numeroase sfere ale culturii. E profesor, cercetător, publicist, polemist și inițiator de dialoguri pe teme dificile pe care alții se sfiesc să le abordeze. Cu romanele nu se grăbește, în 20 de ani a publicat doar 3, iar vreo 2 le are în lucru. Scrie mult, scrie cu ușurință. Un spirit enciclopedic și vizionar, Ovidiu Pecican este o prezență provocatoare a culturii clujene. Un narator preocupat să facă distinctă în cariera sa de istoric aplecarea spre ficțiune, care s-a dovedit până acum roditoare. Cred că are un mare cusur. Fiind atât de talentat, talentul lui este un cusur. Facilitatea cu care se exprimă, rapiditatea cu care își pune inteligența în expresie scrisă, îl face să acceseze varii domenii și din cauza asta, la proză, strict la proză, aștept de la el, unde este foarte bun, aștept de la el să fie și mai bun, adică să stea mai mult pe text, încât să dea romanul perfect pe care eu îl aștept de la Ovidiu Pecican. Pe vremea când eram studenți, într-o cameră din căminul Avram Iancu, bătea ore în șir la mașina de scris spre disperarea colocatarilor, colegi de-ai noștri. A scrie pentru el e o necesitate fiziologică, aș putea spune. Ține de starea lui de normalitate, de sănătate, de firesc. Scrie în orice anotimp, scrie la orice oră, scrie din orice poziție. Scrie cu o pasiune, cu o fervoare, care trădează parcă dorința de a nu pierde niciuna dintre ideile care trec prin minte. Scrie ca și cum ar dori să valorifice la maximum toată materia primă pe care atât extraordinarea lui capacitate de analiză îi oferă, cât și ceea ce fabuloasa lui imaginație cu care l-a hrăzit Dumnezeu îi pune la dispoziție. Romanele rămân marea mea miză, recunosc că nu pot să le scriu oricum. Am un standard înalt pe care sunt convins că nu-l ating niciodată, dar spre care tot tind și mă strădui. Într-un fel, cred că mă plasez așa cum se plasează cele două clădiri din spatele meu, de pe strada în oglindă, cum îmi place mie să o numesc, e una dintre străzile cele mai îndrăgite de mine ale Clujului. Arată extraordinar. Se plasează una în raport cu alta în oglindă,
nu perfect, iată sunt mici detalii, poate nesemnificative, care diferă, dar tot așa stă romanul meu în raport cu realitatea. E același lucru și în același timp e profund diferit. Acolo, în apele lui adânci, se întâmplă cu totul altceva. Romanul mi se pare o adevărată provocare. De ce? Pentru că e o adevărată lume, e o lume de mare profunzime, unde trăiesc personaje, apar, se configurează relații intime, relații interpersonale, relații sociale, unde găsești o atmosferă, găsești arome, motorina de pe străzi. Există o sumedenie de detalii care până la urmă ce reconstruiesc? Reconstruiesc iluzia, impresia vieții, vălul Maiei. Mă simt foarte atașat de această iluzie și cred că e genul de piramidă pe care îmi place să o ridic, să cred că aș putea o ridica.